În smerenie, rugăciune și post, așa își vor petrece zeci de mii de credincioși din toată țara weekendul. În fiecare an la Mănăstirea Nicula din Cluj are loc cel mai mare pelerinaj din țară. Oamenii se vor închina la icoana făcătoare de minuni. Laura Călugăr vine cu amănunte. Bună ziua, Laura! Au început deja să vină oamenii? Au venit foarte puțini oameni, întrucât este deocamdată destul de devreme. Slujbele religioase dedicate acestui hram au început, în schimb, azi dimineață. La această mare sărbătoare vor participa numai puțin de 6 episcopi, în frunte cu înalt preasfințitul Andrei Andreicuț. Icoana făcătoare de minuni a Maicii Domnului, cea despre care se spune că în 1699 a lăcrimat vreme de o lună, va fi scoasă din biserică duminică la 21:30 și după slujbă se va înconjura biserica alături de credincioși. Și greco-catolicii participă la această mare sărbătoare, ei vor veni într-un pelerinaj impresionant de la Gherla până la Nicula. Peste 600 de polițiști, medici și pompieri, dar și 200 de jandarmi vor participa la această sărbătoare în încercarea lor de a opri orice acte de vandalism sau alte probleme din zonă. Octavia? Laura, îți mulțumesc!